La nivelul județului Buzău, din cei aproape 45.000 de profesori, 226 nu au reușit să predea cursuri online elevilor, iar o parte dintre elevii buzoieni nu au reușit să intre în legătură cu profesorii pentru a putea continua școala în condiții impuse de pandemie. Din păcate, sunt foarte multe cazurile în care copiii nu dispun de o tabletă sau un calculator. Nu există suficiente utilități pentru a putea să acceseze. Deci nu au toți copiii posibilitatea să acceseze netul pe un device. În acest context, Inspectoratul Școlar a întocmit un plan de intervenție care prevede sarcini pentru directorii de școli, profesori și educatoare. Aceștia trebuie să identifice familiile cu elevii care nu dispun de posibilități financiare, iar cu ajutorul primăriilor, aceștia ar trebui să primească tablete sau calculatoare. Fiecare director știe ce copii nu au posibilitate și au nevoie să fie ajutați să li se pună la dispoziție o tabletă sau un calculator. Noi astăzi am trimis la toate primăriile o adresă prin care îi rugăm să sprijine școlile pentru achiziționarea acestor device-uri, ca să oferim șanse egale tuturor copiilor. Deja unele școli din județul Buzău s-au mobilizat. Comuna Amaru, ieri doamna director m-a sunat și mi-a spus că a identificat un număr de 10 copii pentru care va achiziționa 10 tablete. În situația în care nu se va reuși predarea online pentru toți copiii buzoieni, există varianta, potrivit ordinului Ministrului Învățământului, de recuperare a materiei. Toate datele privind desfășurarea procesului de predare învățare online vor fi raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării.